permis, am revenit un review la noul Galaxy Samsung S3. După cum observați, îl avem în față și începem să vă prezentăm funcțiile de bază și cum arată telefonul. Zic să începem cum arată telefonul, să vedem așa în splendoarea lui. Să încercăm, e prins aici, dar nu e nicio problemă. Este versiunea pe alb, nu știu dacă știți, au două versiuni, una pe alb și una pe albastru. Cea pe care o avem noi este cea pe alb. Cum puteți observa, este subțire, ușor. Marginile colțurilor sunt foarte rotunjite. Niște efecte foarte frumoase pe ecran, ca și cum ai atinge apa și se deschide ecranul. Intrăm în settings, da? Are conexiune Wi-Fi, Bluetooth, să vedem ce are pe display. Pe display avem mai multe funcții. Ce mi se pare interesant este cu funcția Smart Stay, unde face disable la screen când telefonul îți detectează fața și te uiți la el. Deci noi dacă îi luăm funcția, el nu mai este capabil să ne urmărească fața, să vadă ce intenții avem, să ne privească, să comunice cu noi, așa cum zice de la Samsung. Îi bifăm opțiunea, îi dăm OK și rămâne în continuare. Acum deja este smart. Da, să revenim la sunet, să vedem ce avem aici. Avem mai multe funcții, volum, avem o intensitate a vibrațiilor, cum vrem, mai puternice sau mai mici, mai slabe. Avem modul silent, on-off, cum dorim. Melodiile de unde ne putem selecta lista lui ce vine din fabrică. Bineînțeles, se pot pune orice melodii care dorim. Alte funcții legate de sound care nu sunt atât de importante. Intrăm aici la motion. La motion avem mai multe funcții legate de mișcare. Spre exemplu, dacă bifăm motion-ul, toate funcțiile care sunt bifate acum se suspendă. În momentul când bifăm, sunt active și avem aici foarte multe funcții. Să încercăm și o funcție care nu funcționează la modelul ăsta. Și avem aici pentru mișcări. Avem când sună cineva și telefonul e întors. Noi n-am văzut apelurile sau mesajele sau mail-urile, el ne atenționează printr-un sunet. Când l-am luat, am plecat cu el, începe să bipăie și ne atenționează. Vedeți că aveți mesaje, mail-uri, missed call-uri după casă. Așa, mergem mai departe să vedem partea de capacitatea lui de memorie, ce spațiu avem. Este un telefon, după cum poți observa, de 16 GB. Este varianta de 16 GB. Având și posibilitatea de extensie cu card microSD până la 64 de GB. După cum puteți vedea, aici este partea de unde ne atenționează că are card, dar device-ul care îl avem noi în mână nu are card.
mergem mai departe. Ne uităm la baterie. După cum puteți vedea, se poate regla luminozitatea de aici. Să fie mai mare sau mai... Asta înseamnă că dacă o ținem mai mare, ne mănâncă, consumă bateria mai repede. Cu toate că bateria este destul de generoasă. Este o baterie lithium de 2100 mAh, suficientă pentru, zic eu, device-ul ăsta. Așa. Și avem aici cât consumă, deci în funcția bateriei avem cât consumă Android-ul, sistemul de operare consumă 7%, hărțile, GPS-ul că e pornit 6%, serverul Android-ul și așa mai departe. Avem procentele cât consumă fiecare din baterie. Avem Application Manager, aici avem o groază de aplicații care sunt instalate pe telefon. Începând de la Amazon Kindle, după cum știți, acele cărți electronice pe care le puteți lectura pe device, jocuri, Angry Birds, care e un joc foarte la modă, mai ales versiunea Angry Birds Space, e ultima versiune de Angry Birds, jocuri de baseball, aplicații Cinemagia, ce filme mai rulează în oraș, Dex-ul, Facebook și cărți, Skype, cam toate funcțiile și aplicațiile care le întâlnim pe telefoane cu Android. Bine, și pe alte telefoane smart. Ok, să mergem mai departe. Putem aici avem partea de sincronizare. Deci ne putem sincroniza contactele de pe Twitter, pe Google, de pe Facebook, de pe Skype, să ne descărcăm în telefon. Așa. Aici avem o funcție cu Developer Options, unde avem mai multe funcții care le putem bifa. Avem identitatea device-ului, mai multe funcții care le putem bifa, spre exemplu show CPU usage, cât ce aplicații sunt deschise și cât folosește din procesor. Scoatem bifa. Avem o funcție, zic eu, interesantă cu force GPU rendering pentru a accelera hardware aplicațiile 2D. Deci primește o accelerare 2D mai puternică dacă bifăm această funcție. Așa. Și alte funcții care țin de developer options. Să vedem și câteva informații legate de device la secțiunea About Device. Avem modelul, după cum știm, este GTI 9300. Versiunea de Android folosită pe device este 4.04. Kernelul și alte detalii care momentan nu ne interesează. Așa. Să vedem și camera foto. Deci camera foto. Aici sunt aplicațiile instalate pe el. Avem aici camera foto. După cum puteți observa, este o cameră foto puternică. Camera din spate are un senzor de 8 megapixeli, iar cea frontală de 1,9 megapixeli. Aici avem setting, buton pentru settings, în care putem să pornim blitzul, putem să folosim o
versiunea de funcția de shooting mod unde poate să facă până la 20 de poze în cascadă și el are capabilitatea să aleagă cea mai bună poză și ne-o propune că aia ar fi cea mai bună. Așa. De aici se schimbă din modul foto, trecem pe modul filmare. Da? Filmează HD. Ecranul e destul de generos pentru a viziona filmările HD, filme sau poate ce ai filmat într-o excursie, într-o plimbare în parc, este un ecran HD cu o rezoluție de 1280x720 Super AMOLED cu 306 ppi. Trecem înapoi pe funcția foto. Așa, aici avem un buton de putem să schimbăm, să facem switch între camere. Trecem pe camera frontală. Ce drept aici nu prea este lumină, dar se observă că a făcut un schimb, a trecut pe camera frontală pentru a vorbi 3G sau a folosi Skype-ul sau alte aplicații. Și aici blitzul și cam atât despre cameră. Oricum, este un telefon frumos, ușor, fin, discret. Rămâne de văzut și ce preț va fi la el, la operatorii din România sau în magazine de specialitate, cu ce preț va fi vândut. Mulțumesc, cam atât.